Simți că puteați mai mult în seara asta? Da, normal, am simțit în teren, am început, să zic așa, mai fricoși, i-am simțit foarte agresivi, foarte combativi, însă trebuia să punem mingea mai mult jos și să ne facem jocul nostru, nu să intrăm în luptă cu ei. Un rezultat care lasă totul pentru retur? Da, e un rezultat care lasă pentru jocul retur 50-50. Eu zic că este un rezultat bun pentru că n-am primit gol, iar în retur ne avantajează și rezultatul de egalitate în cazul în care marcăm un gol. Ce v-a spus la vestiar după meci? N-am apucat să vorbim, o să facem o analiză probabil poimâine și atunci vom ști. S-a simțit intrarea lui Rotarec în repriza a doua, fazele importante au fost create de el, atât cartonașul roșu cât și ocazia lui Nicora. Da, Anton este un jucător bun, ține foarte bine de minge, ne ajută să ieșim cu echipa cât mai sus și sper să joace din ce în ce mai bine. Cum te simți tu pe acest post de fundaș drept? Este postul meu de când mă știu, mă simt bine. Simt că prind încredere și sper să o țin tot așa. Totuși, mai ofensiv, nu simți că poți să oferi mai multe echipe din punct de vedere ofensiv, să joci un pic mai sus? Să joc mai sus? Da. Pot să joc și mai sus, însă joc acolo unde este nevoie. Pentru că lipsește și din câte am înțeles va veni un jucător din Franța, de la Lorient. Trebuie la Lorient un număr 10, un număr care să ofere o pasă decisivă, un jucător care să deschidă jocul. Da, mai avem nevoie de un pasator, de ultima pasă, pentru că acolo în ultima treime nu prea avem finalitate. Sper să vină un jucător și să rezolvăm. Șansele de calificare după acest rezultat? 50-50. O să mergem acolo să jucăm mult mai bine decât am făcut în seara asta și vom vedea ce va fi. I-ați supraestimat, să spun așa, pe ucrainieni? Nu i-am supraestimat. Știam că pe ori să rupă jocul sau să se retragă mai mult. Or să mizeze probabil pe meciul de acasă de la ei, dar asta e, îmi pare rău că nu am marcat și vom vedea ce va fi. Cum ți s-a părut Alexandria ca echipă? Cum să mi se pară? Na, o echipă nu foarte bună să zic, dar au stat foarte bine în teren, se vede că lucrează la partea asta și asta e, n-am vrut să intre mingea în poartă, probabil că și noi am intrat puțin timorați, nu știu ce să zic, n-am avut așa multe ocazii de gol, dar asta este fotbalul. Bine că n-am luat gol, până la urmă. Ce lipsește în momentul de față echipei pentru a putea să câștigați, să marcați mult mai mult? Probabil că încrederea, mai multă încredere. Pentru că nu am pasat așa de mult și probabil că ați văzut și dumneavoastră, n-ai cum să nu dai gol sau n-ai cum să dai gol dacă nu pasezi, dacă n-aduci mingea în față. Și un jucător care să facă lucrul ăsta? Avem un jucător care poate să facă lucrul ăsta pe Ioniță, dar și el a jucat la fel ca și mie mai majoritatea meciurilor și probabil că a fost obosit. Se resimte la voi această oboseală? A jucat numai din 3-3 zile de când a început sezonul? Da, se resimte. Mai ales voi vorbesc de mine. Am fost foarte obosit, mai ales la meci cu voluntari, am fost foarte obosit. Dar ăsta este fotbalul, trebuie să mergem mai departe. Am jucat tot din 3-3 zile și cu adversarul mult mai greu și am făcut-o bine. Da, dar și echipa era alta. Da, într-adevăr, erau alți jucători cu altă personalitate. Tocmai de asta spune, lipsește puțin încrederea. Eu zic că avem echipă bună, putem să facem lucruri frumoase împreună, dar trebuie să avem mai multă încredere în noi. Cum te simți? Doar tu și Ioniță, practic, sunteți dintre titularii de anul trecut. Cum să mă simt? Mă simt acasă. Pentru că am jucat mult timp la echipa asta și mă simt ok, n-am nicio problemă. Mersi. Căputare, tot timpul. Dedicată, da? Da, mă, salut.